Cum credeți, cu ce ajută Uniunea Europeană Republica Moldova? Nu știu, nu sunt la curent. Cu foarte multe investiții și multe donații vin. Asta e cu siguranță că ajută, nici nu se discută. Adică nu numai odată demonstrat de asta. Vă ajută cu finanțe și vă mai ajut cu diferite ajutoare pentru proiectele lor. Dar cum crezi, de ce Uniunea Europeană ajută Moldova și alte țări slab dezvoltate economic? Mereu sunt planuri și din punct de vedere politic și din punct de vedere economic. Ca să prospere și ei, ca să fim în rând cu toții. De ce o ajută, asta e altă întrebare. Aici sunt mai mult interes, deci și politici și degeaba n-ajută. Ei tot îi se face, zicem, cu un scop oricare. Așa de flori de cuc n-ajută Moldova. Dacă vom înțelege din banii care ne-a oferit Uniunea Europeană, dacă vom înțelege ceva, păi atunci vom putea singuri să ne dezvoltăm, dar dacă nu, mereu vom avea nevoie de ajutorul Uniunii Europene sau de altor state. Nu știu, cred că îi ajută. Da, în localitatea dumneavoastră, în raionul nostru, cunoașteți vreun proiect european? Nu. Nu sunt la curent chiar cu toate, dar știu că este acum un proiect ajută tot, cred că de la Uniunea Europeană. Dau subsidii la deținătorii de animale. De satul nostru, da. De exemplu, casa de cultură, jumătate, și drumurile, și parcul de acolo, de după casa de cultură. Tot a fost finanțat cu o parte din banii, granturi europene, o parte au mai pus sătenii. Nu. N-ai auzit? N-am auzit. Aproape nimic. Eu sunt invalidă și stau foarte mult acasă. Și asta nu știu. După părerea dumneavoastră, cum crezi, de ce alte raioane le ajută mai mult sau mai multe proiecte europene au decât la noi? Nu pot să vă spun. Mai multe ori, mai puțin, nu sunt la curent. Din punct de vedere politic, depinde cu ce partid poate sunt, adică... Aici e foarte ușor de răspuns la întrebarea asta, pentru că raionul nostru, Besarabiască, el e cel mai mic din țară, în primul rând. Tot raionul sunt 8 sate, dintre care mă ating vă 4, mai mult cu vorbitori de limbă rusă. Zicem așa, în partea politică țin partea stângă, sau cum mai este asta, care e Dodon, Renato Usată, și la nimeni nu e interesant, adică eu ție îți dau, zi mulțumesc măcar, sau... De din cap, dar dacă eu ți-i zdeu și tu al pui pe altcineva acolo și îmi spui că aici stai, nu ai așteptat și nu, asta, dar normal că te-ați duc în parcie și îți spui că, băi,